Dumnezeu este, a fost și din toamnă cumva. Și rămâne scriitor, este prozator, este critic literar, este un om interesat de istoria religiilor sau de o lectură din această perspectivă a literaturii. Are vreo 8-10-15 cărți la... Încă este viguros și tânăr, dacă stă în picioare de atâta vreme, înseamnă că ne mai putem aștepta la alte lucruri similare. Îl felicit eu. Despre Gheorghe Tuteșan, îl mai vorbi din acela. Dar vă să fiu plăcută, pentru că Gigi Tuteșan e unul dintre prietenii noștri, îl apreciez ca scriitor. Mă mir de ce îmi spun acum în ziua de căză, că ajung așa un număr mare de cărți. Gigi Tuteșan a fost cel care a scris prima cronică la prima mea carte. Ce mă leagă lucruri foarte vechi de el. Plus de aceea îl cunosc așa ca om, ca familie. El constătea cu noi acum în zona Carașului, pe acolo unde avem câte o găsită fiecare și ne mai întâlnim și în tabere de creație. Îl întâlnesc la universitate pe hol. I-am citit textele de-a lungul timpului și am văzut evoluția scrisoasă. Și ce să pot să spun mai mult decât atât, că mă bucur foarte mult că a ajuns să fie mai bun scriitor, să fim colegi, să ne întâlnim aici, unde sper că ar fi nevoie de o sală mult mai mare, dacă am primit 21 de minute acum.